În momentul în care am participat la primele campionate mondiale, în 1990, la Lyon, am avut oportunitatea să întâlnesc foarte mulți scrimeri de, de renume, de marcă, și îi, pot să spun că îi spionam, să sunt în ghilimele, îi, mă duceam la planșă, vizionam toate asalturile, încercam să... să fur câte ceva de la fiecare să văd ce ticuri au, ce, cum fac antrenament, încălzirea, cum fac pregătirea pentru competiție și mi-am dorit foarte tare să ajung la fel de sus ca și ei. Nu a fost ușor, nu este important să ai o pregătire fizică foarte bună, numai să, o pregătire fizică foarte bună, o tehnică de excepție, ci trebuie să ai și un psihic. În momentele cheie, spune, momentele importante, psihicul este, are rolul decisiv, pentru că valorile sunt egale, toți sunt aproape egal din punct de vedere fizic și tehnic, psihicul primează. Am citit foarte multe cărți, am făcut și la facultate psihologie a sportului, am avut psihologi buni și foarte buni. Am colaborat o, o perioadă de timp cu domnul Tudoshi, Ștefan Tudoshi e profesor la Academia Națională de Educație Fizică și Sport, care m-a învățat că floreta, de fapt, nu este o armă, este o prelungire a blasului meu stâng, o prelungire care mă ajută să-mi îndeplinesc visurile și, bineînțeles, să ajung să ating marea performanță. Și așa am început să-mi îndrăgesc floretele, să, le, să am grijă, foarte mare grijă de ele, să meargă foarte bine, să totul să fie perfect.